Dragi români, sunt foarte bucuros că, așa cum ne cere imnul național, ne croim altă soartă și în Sicilia. România și Italia sunt țări surori. Nu există pe glob o altă țară în care să funcționeze mai multe companii italiene decât în România. Și o mică Românie s-a transferat în ultimii 10-15 ani în Italia, unde constituim astăzi cea mai importantă minoritate europeană, creștină și care își face foarte bine treaba contribuind la prosperitatea Italiei și dovedind că românii sunt buni europeni, afinitățile culturale latine joacă și ele un rol. Suntem foarte mândri că și pentru românii din zona Sicilia, dar și Puglia, Calabria, zona de sud a Italiei, avem astăzi un consulat care va oferi tuturor sentimentul că sunt aici ca acasă. Și efortul pe care l-am făcut era normal, era o promisiune ținută, în sfârșit am reușit să organizăm această instituție românească aici. Este primul consulat de carieră în Catania și sunt convins că autoritățile locale sunt extrem de satisfăcute de acest lucru. Sperăm ca în viitor, pe baza acestui prim nucleu românesc, să apară în Catania și alte consulate al altor state, pentru că un consulat este nu doar un loc unde poți să apelezi pentru servicii consulare, dar și un loc de schimburi culturale și un loc punte între două țări, o legătură instituțională puternică. Țin să mulțumesc autorităților italiene și în numele Guvernului Român pentru concursul pe care ni l-au dat în găsirea acestui sediu, în autorizațiile prealabile, în tot ce au făcut pentru ca ziua de astăzi să fie o zi de sărbătoare românească și italiană în același timp. Sunt sigur că echipa consulară de aici va sta la dispoziția românilor tot timpul, încercând să vă ofere servicii consulare de cât mai bună calitate. Am să rog comunitatea și în același timp parohiile românești din provincie să colaboreze cu consulatul, să ne sprijinim reciproc, pentru ca numele de român să fie onorat și în această frumoasă parte de sud a Italiei, care este plină de istorie, de la fenicieni până la bizantini și de la Federico II până la modernitatea târzie. Sicilia este o mare un loc în care civilizația europeană a înflorit continuu și sunt convins că și oaspeții noștri italieni au putut să înțeleagă mare parte dintre cuvintele mele, pentru că într-adevăr suntem și urmași ai împăratului Traian. Vorrei dire qualche parola di ringraziamento per tutte le autorità italiane che hanno collaborato con noi per la creazione di questo consolato. È una grande gioia per me, nella mia qualità di ministro degli affari esteri, di essere qui con voi e di esprimere una comune voglia di migliorare lo standard di vita di questa nostra comunità. Spero che tutti quanti sarete ormai allo stesso livello di generosità e di solidarietà verso i miei compatrioti. Sono convinto che questo è un gran momento della nostra storia comune. Finalmente le posso assicurare che il governo romeno farà tutto il possibile per continuare questa bella cooperazione. Vorrei anche ringraziare personalmente il Presidente della Regione, i senatori, il Sindaco, tutti quanti qui presenti oggi. Siamo molto lieti di poter celebrare insieme questa nostra fratellanza. Grazie.